Bună seara! Vă priește marți, aici la Victory Cup, ați câștigat derbiul din Superliga și prima manșă din semifinalele cupei. Putea să fie o diferență mai mare, dar până la urmă Lex Lazio a revenit. Cum a fost acest al doilea meci din cupă? Hai să începem cu sfârșit. Bună seara! Ne priește Victory Cup, nu doar marțea. General, campionatul. Revenind la meciul de cupă, cred că ne-am și relaxat un pic și oboseala, dar mai avem și meciul retur. Pentru noi era foarte important meciul de campionat în prima fază și pe urmă meciul de cupă, unde aveam și returul la dispoziție să trecem mai departe. Adversarii, prin vocea lui Iulian Constantin, par resemnați, par că au depus armele, consideră că sunteți deja noi campioni de la Victory, deși mai sunt etape de jucat. Da, mai sunt etape. Teoretic suntem campioni, dar mai sunt etape. După jocul pe care l-am avut în decursul a tot campionatul, probabil toată lumea este de acord cu oțelul campion la Victory Cup. Faceți și eventul? Încercăm, da. Ne dorim și eventul, într-adevăr. Și campionatul, două trofee care ne bucură și un campionat care ne face plăcere să ne adunăm aici. Mulțumesc frumos! Mulțumesc.